piața rezidențială din Germania, acoperând 82% din piața rezidențială. Deci, dacă mergeți în Germania, e posibil ca comunicațiile în care veți merge să vedeți că tablourile și aparatarele sunt halbe. De asemenea, în piața din Franța, acoperim peste 70% din piața de rezidențială. Noi dorim, ca și grup, să modelăm un viitor electric verde, care să ne asigure o viață curată și sustenabilă pe termen lung. Inteligente care ne ajută să eficientizăm consumul din clădiri. Hager pune foarte mult accentul pe eficientizarea produselor, de aceea lucrează foarte mult în colaborări cu ingineri, cu oamenii din industrie, electricieni care vin la sediul din Franța, unde există un laborator de design, unde toate produsele trec printr-un proces de creere în parteneriat cu beneficiarii finali. De aceea o să vedeți și în timpul prezentării, toate produsele sunt instalat. Partea de manoperă este redusă, deoarece, bineînțeles, în Germania, de ceva ani buni este o problemă partea de muncă fizică și atunci, deoarece nu mai găseau forța de muncă, au încercat să eficientizeze produsele pentru a fi montate și de o persoană sau mult mai rapid. Și în România, probabil, 10 ani... O variantă cu ușă transparentă și cu ușă plină, opacă, cum e cea de aici, dar plină, fără ventilații. Tablourile pleacă de la 4 module până la 72 de module. Avem cu un rând, două rânduri, trei rânduri, până la 4 rânduri de 18 module. Cele de un rând ajung până la 22 de module pe rând, cum e acesta. Sunt producători care merg doar până în 18 module, la noi o să regăsiți doar 2 de module. O să încerc să vă arăt câteva particularități care vă ajută în reducerea timpului de montaj și în același timp să demontați cât mai ușor. O să începem cu ușa. Ușa este reversibilă. Acest lucru o să găsiți la toate gamele de tablouri Hager. Să desfacem ușa nu avem nevoie de scule suplimentare. Se deschide la 90 de grade. O desfacem și o mutăm în partea cealaltă. Pe ușă se poate monta suplimentar și ială cu cheie. Carcasa tabloului, fața tabloului pe carcasă se prinde în 4 puncturi, pe puncte, cu șuruburi cu rotire la 90. Deci nu pierdem timp cu fidetat, doar din această ramă. Sau dacă cumva atașăm două tablouri pe orizontală, le putem regla foarte ușor ca tablourile să iasă perfect. Perfect. Acest lucru, cu acestea, ne ajută și dacă tablourile sunt încastrate un pic mai adânc decât ar fi normal. Avem un reglaj și pe adâncime. Sau dacă cumva tabloul este montat perfect. Dacă cumva tabloul rămâne în afară, aici există o ramă separată, o ramă de contur, care se montează separat și atunci mai trebuie să spargem sau să... Bun. Masca tabloului, prinsă în două puncte. Aici avem cu șuruburi cu rotire la 90. Masca este din policarbonat. Regăsim aceste ondulații care ne ajută la câștigăm spațiul de decablare. Tablourile cu ușă plină vin echipate cu barete cu strângere cu șurub. La tablourile cu ușă transparentă, sunt tablouri mai nou deschise, vin echipate cu barete cu conectare rapidă. O să vedeți, m-am arătat și înainte, ele au și acel reglaj, deci se poate monta foarte, foarte ușor. Pentru partea de tablouri în zidărie și peretele de gips carton, există coduri separate. Pentru zidărie avem un cod, pentru gips carton alt cod, din cauza accesoriilor de prindere. La tablourile de zidărie avem acest tip de accesorii, ca să ne ajută să prindem tablouri și cu dibluri. La tablourile de gips carton, avem aceste tipuri de
de accesorii care vin în setul de livrare, în Caracolp, aici vin livrate direct, care pot fi introduse. Aici avem decupaj gata făcut, la gol trebuie să facem noi decupajul. Și ele pot fi prinse atât în partea de sus, cât și în lateral. Dacă cumva avem pe lateral un profil de rigips, mutăm brățara și îl strângem în partea de sus. La profilul la metalic, trebuie să... La profilul metalic, da? Pe principiu dozei de rigips, da? Strângem tot așa și el vin, se prinde de placa de gips carton. Avem câte 4 brățări în fiecare set de livrare. Dacă nu putem strângem partea de sus, întoarcem brățara, o strângem pe lateral. Asta e perete ferit. Asta e 24. Nu, gol și celălalt. Asta e gol, da. Nu înseamnă că asta este tot... Și atunci asta trebuie să ne ducem în bușchire în continuare. A, și spinul cu d-astea. Asta la cam o d-astea. Îți bagi un lucru. La problema aici sus, când am prins... Cum vedem, pe plastronul superior sau inferior, avem și acest predecupaj pentru cablul de împământare ușa. Mai mult spațiu pentru partea de intrare sau ieșire cablului. Între rânduri, plastronul este de 150 de mm. Sistemul de șine, șinele din vin într-un sistem, da? Putem detașa complet sistemul afară, putem face echiparea pe masă, tabloul la fel montat în șantier, sistemul este complet. Dacă cumva avem nevoie de mai mult spațiu pe partea dintre ușă și plastron, există aceste înălțătoare, desfacem tot sistemul, renunțăm la înălțătoare și câștigăm undeva la 2,2 cm. Se pot monta pe ușă, lăm de semnalizare, butoane, aparate de măsură și așa mai departe. Dacă vreți să veniți, să-l vedeți. Mă rog. Suplimentar, se pot monta și... Da, se desface tot. El este un sistem întreg. Mulțiune de montaj. Vedem semnul de clasă 2. Diferit față de gama anterioară, plastroanele sunt din policarbonat și ele vin pe secțiuni. La aceste tablouri avem secțiuni de 12 module și avem până la 4 secțiuni. Genul ăsta e o secțiune, 2, 3, până la 4 secțiuni, adică 7 rânduri de câte 12 module, undeva la 300 și ceva de module. Plastroanele, v-am zis, sunt complet pe secțiune, prinderea se face în 4 puncte, cu șuruburi cu rotire la 90. Aceasta e partea de plastronare a tabloului. Sistemul de șine, șinele vin într-un sistem. Este detașabil, la fel, prinderea este în 4 puncte, cu șuruburi cu rotire la 90 de grade. Să scoatem o față. Acesta e sistemul de șine, care poate fi echipat în atelier sau poate fi echipat și la fața locului. Pe partea de intrare cabluri, atât în partea inferioară cât și în partea superioară, găsim aceste presetupe care ne păstrează un grad de protecție IP44. Dacă tabloul se prinde pe perete, putem renunța la acest soclu și avem niște căpăcele în setul de livrare. Sau tabloul poate fi direct prins pe parduseală, mai ales la cele de 300 și ceva de module. Avem și pe partea interioară predecupaje pentru intrare cablă. După cum observați, dacă veniți mai aproape,
Toată partea interioară a tabloului este izolată de carcasa metalică și de aici rezultă gradul de clasa de protecție 2. Tot la această gamă există și varianta hibrid. Să fie aici aproape. Cum vedem, ușa tabloului vine cu aceste ventilații, da? Și aici avem o variantă cu un rând pentru distribuție, un rând pentru multimedia. El există și în variante cu două rânduri de distribuție, un rând multimedia sau trei rânduri de distribuție, un rând multimedia. Se pot face modificări, să avem două rânduri de multimedia și două de distribuție, există accesoriile separate. La toate accesoriile sunt separate, dacă vrem să facem modificări. El vine echipat exact cum îl vedeți. Aici avem mai multe dimensiuni constructive, le regăsiți în catalog, atât în varianta aparentă, da, cu 160 de mm adâncime, cât și în varianta încastrată, unde avem 110 mm adâncime. Sunt cele ce vi le-am prezentat la gamele anterioare. Puteți monta câte o priză, câte trei, depinde de distribuția care o aveți dumneavoastră în interior. Aici se poate monta și blocul pentru priză de date sau priză TV. Puteți comanda separat și aceste cleme pentru switch-uri. Variantele cu mai multe rânduri pentru siguranță sunt mai mari călățime sau penălțime? Mai mari călățime și penălțime. Zonele care, mai ales varianta asta o, care... Da, că nu mai e loc. Cu multimedia. Cu conectare, cu ieșirea cablului, conectare rapidă. Aici avem 3 tipuri, 6, 10, 16, 4 și 20 de ampere. Pentru conectarea rapidă. La toate siguranțele la care folosim partea de Quick Connect, până în 20 de ampere inclusiv. Peste 20 de ampere, strângerea, în ce ține de ieșire, se face cu o strângere cu turul. Deci pentru partea de conectare voltus nul, monofazic aceste tipuri de barete, trifazic aceste tipuri de barete, unde împărțirea pe faze este făcută direct. După care, dacă trecem la varianta un pol, cum avem exemplu de aici, aici avem mai multe tipuri de barete. Pentru cele monofazice, este acest tip de barete. Baretele pentru varianta un pol, 2 pol, 3 pol, 4 pol, se montează doar în partea de jos, baretele tifurcă. Cum vedem, pe fiecare siguranță există un șanț special, bareta să se muleze perfect în acel șanț, să nu avem denivelări între siguranțe. La varianta Quick Connect există barete cu conectare rapidă, da? Cum e exemplu de aici, unde nu avem nevoie să strângem șuruburi. Deci odată câștigăm prin siguranță, nu eroarea umană este eliminată, renunțăm la mentenanță, tablourile nu trebuie strânse, plus că renunțăm la dinamometric. După care, timpul de execuție, s-au făcut studii, se reduce undeva între 40 și 50% dacă folosim varianta Quick Connect atât în ce privește baretele, cât și în ce privește și ieșirea de cabluri. Pentru varianta trifazată există direct împărțirea pe faze. Există barete cu L1, L2, L3, L1, L2, L3, L1, L2, L3. Sau dacă folosim un diferențial tetrapolar, da? Avem plecarea din diferențial trifazată, da? Se renunță la nul, fiind cu un singur pol. Nulul se duce direct în baret. În plus, există alimentare între barete. Și avem pentru două rânduri sau pentru trei rânduri. Dacă cumva avem 6 rânduri, baretele sunt cu montaj pe partea dreaptă și cu montaj pe partea stângă. Sunt coduri diferite. Și atunci putem merge și până în 6 rânduri sau chiar mai mult, dacă este nevoie. Conectarea între rânduri este doar până în 63 de ampere. Sunt destinate pentru rezidențial
și pentru tablourile cu distanță între rânduri de 125 de mm. Dacă mergem pe tablourile cu 150, nu se potrivesc aceste tipuri de barete, dar există un fel de conectare între rânduri cablată. Dar tot așa vine în set și le folosim la cele cu conectare de 150 de mm. Pentru fiecare baretă există și protecții pentru acoperirea pinilor, care se comandă separat. Baretele sunt de mai multe tipuri. Da? Sunt acestea la care avem scrise și pe ele exact ce avem nevoie, sau sunt acestea care trebuie să le recunoașteți după cot sau măsurați cu un multimetru. Nu, trebuie să fiți foarte atenți să nu le puneți în alte sisteme să produceți curcuri sau altceva. La cele de 63 de amperi, ele nu se pot tăia. Avem și acest semn care ne arată că nu se pot tăia. Aceste barete se pot tăia și ele există în varianta de 12, 24 și 57 de module. Există și protecții laterale, care se comandă separat ca și accesoriu. Dacă luăm o baretă de 5-7 LT, să nu uităm să le punem protecțiile. La acestea, protecțiile sunt montate direct pe ele. Nu se taie, da? Da, și nu se taie, da? Da. Alte variante, cum avem aici un separator, plecare trifazată, după care se face împărțirea pe fiecare fază, cu baretă între rânduri. Există barete la care le putem monta doar între barete, sau există care se pot monta pe partea superioară. Să facem conectarea, dacă avem două rânduri individuale, putem conecta doar alimentarea. Și avem și aici orificiu pentru introducerea cablului. Cred că avem aici și bareta cu orificiu. Deci, se poate folosi și între barete sau între capete de șină.